vă simțiți minunat și aveți o zi excelentă. Astăzi am pentru voi, hai doamne, ce am pentru voi astăzi, am un unboxing. Știu pachetul ăsta de o săptămână jumate, așa cu ardoare, băi, nu mai vine pachetul, ce se întâmplă? De-abia așteptam să-mi ajung acasă și... Ia uitați ce aici, uitai pachetoiul. Cu pachetoiul ăsta am mai multe chestii, de la pixuri, creioane, poșete, drone, am mai multe chestii, cum o spuneam, și vreau să le împărtășesc aici cu voi, așa că o să fac un clip doar pentru chestia asta, pentru că, sinceră să fiu, eu de obicei fac unboxing-uri cum tot ce primesc în ultimul timp, dar faza e că, pur și simplu, nu mai aveam răbdare să aștept până strâng mai multe pachete, să vă arăt tot ce am primit, pentru că aici v-am spus eu dronă și vreau să o scot, vreau să mă joc cu ea, să văd cum stă treaba, deci da, astăzi facem așa un video rapid cu un mic unboxing. Toate chestiile din pachetul de astăzi sunt de pe Girbir, nu știu dacă am pronunțat ok, oricum o să vă las numele paginii aici, iar link-uri către toate produsele o să le aveți în căsuța cu descriere. Hai să lăsăm vorbăria și să deschidem pachetoiul. Hai să scoatem așa unul câte unul și vă arăt ce și cum. Unboxing-ul ăsta îl fac în paralel în limba română și în limba spaniolă, adică filmez în același timp. Dacă mi se vreun cuvânt în limba spaniolă, să știți de ce se întâmplă acest lucru. Bun, să intrăm în pachet. Prima și prima oară avem aici o poșetă. Ai de mine, doamne, deci... Ai, cât... Nu vă dați voi seama cât de mult am așteptat eu poșeta asta. Deja o văd pentru că am tăiat-o pe aici. Văd cum este și da. Hai să o arăt și vouă. Cam așa e prima poșetă. O scot de aici din toate pungile astea și voar. Asta este prima poșetuță. E așa, are un tact catifelat. Splendidă, super frumoasă, o puteți vedea. Înăuntru cel mai probabil are și breteaua, pentru că vine cu o bretea mare. O să desfac să văd. Oricum o să vă arăt de aproape să vedeți cât de șmecheroasă este. Așa, asta este prima poșetă. Are un sigur buzunar, ăsta mare, are și un fel de stofă, ceva de genul pe dinăuntru. E căptușită și calitatea, da, este super, super ok. Chiar îmi place tare, tare mult prima poșetă. Mai departe, următorul pachet este altă poșetuță care se vede atât de frumoasă și hai să o scot din tot ambalajul ăsta. Ia uitați-vă, asta este fața, asta este spatele și este super, super, mega wow. Trebuie să vine și cu niște bretele, bineînțeles, pentru că eu fără bretele nu prea port poșetele. Și da, este super, super drăguț, îmi place tare, tare mult. Hai, ce fain, chiar îmi place. Îmi place mult de tot și calitatea chiar e super ok. Dat fiind că este o pagină din asta chinezească, e destul de ok calitatea. Astea sunt bretelele, care bineînțeles o să le pun imediat. Mai departe, încă o geantă, doamnelor și domnilor, am trei genți până acum. Am o problemă clar cu gențile, poșetele, clar. O să devină obsedată de genți. Deci, fără cuvinte, geanta asta este minunată, mirobolantă, fantastică, minunată. Doamne Dumnezeule, cât de frumoasă este poșeta asta. Doamne, ești atât de frumoasă, o să devii favorita mea cel mai probabil. Asta este ultima poșetă care o să vă arăt, ați promit, promit. Este cam așa, are și aici o toartă, dacă vrei să o ții așa. Și înăuntru, cel mai probabil, are și bretelele. Aici sunt. Super. Este din imitație de piele și are aici așa niște... Și are aici un păsăroi și o floricică. Este super, super drăguță. Îmi place atât de mult. Bun, hai să vă mai arăt și mai am aici. Am aici niște hârtiuțe. Am aici un fel de penar, nu știu dacă e penar, e oricum din plastic, cu o grămadă de cariuși de diferite culori. Ceea ce este formidabil la cariucile astea este că sunt spălabile, adică dacă murdărești o haină ceva cu ele, se spală atunci când bagi haina respectivă la spălat, ceea ce este genial atunci când ai un copil în casă, cum am eu. Ambalajul este super, super drăguț, cariucile sunt tare, tare faine și că sunt pixuri, dar sunt cariuși de fapt și da, scriu destul de drăguț, îmi plac foarte, foarte mult. Din câte mi-aduc aminte am cerut și stickere, hai să văd dacă găsesc stickere. Am cerut așa două kituri de astea de stickere și un posit. Posit-ul e așa cu o față cu inimioare, e tare, tare drăguț.
Iar stickerele am cerut pachetul ăsta de stickere care are așa chestii variate. Iar ăsta la altul tot așa are pisicuțe, fel și fel de animăluțe, tare tare drăguț și ăsta pentru agenda sunt super super ok și sunt foarte ieftine pe pagina asta. M-a costat în jur la 90 de cenți, ceva de genul, deci foarte foarte ieftin. Și bineînțeles, ultimul lucru pe care vreau să vi-l arăt astăzi este drona. Hai Dumnezeule, hai să desfacem drona să vedem cum este. Bun, principal motiv pentru care am luat drona este că, bineînțeles, o dronă e foarte foarte scumpă și am zis că ar trebui să practicăm înainte să dăm o grămadă de bani pe o dronă adevărată, să practicăm cu chestiunea asta de aici. Bun, am terminat tot ce era în pachet, asta este drona. Este una micuță, care spune ea că filmează în 720p HD, să sperăm că filmează așa. Hai să o deschidem, să vedem cum este, dacă reușim să ne descurcăm cu ea. O să vă introduc după ce fac unboxing-ul la dronă, câteva filmări cu ea, să vedeți cum filmează și dacă merită să o cumpărați, o să vă zic tot în clipul ăla. Bun, până un alt, hai să facem unboxing-ul la dronă. Este drona, i se aprinde și beculețe, păcat că nu se văd acum pentru că e prea multă lumină, dar are și beculețe pe aici pe jos. Ia să vedem cum zboară. Am jucat puțin cu drona. Nu suntem experți, ne-am jucat puțin cu ea, trebuie să exersăm, de asta am și luat una ieftină, că na, dacă se strică, măcar nu-ți pare rău, dacă se rupe sau ceva. Am zis să practicăm cu una ieftină, să ne obișnuim tot ce înseamnă dronă, iar după, dacă ne împăcăm bine cu acest termen al vieții, vom cumpăra una de bună calitate. Bun, dragilor, asta a fost clipul de astăzi. Sper de suflet că v-a plăcut, că v-am bine dispus cu prezența mea. Mi-au rămas bun de la voi pentru astăzi, dar nu vă temeți că în curând o să vină alt clip de-al meu. Încă stau cu descriere, bineînțeles, o să vă las link-uri la toate prostiile care le-ați văzut în clipul de astăzi și link-uri către rețelele mele de socializare, unde de altfel sunt foarte, foarte activă, îmi place maxim Instagram, știți deja. Ca de obicei, am să vă las în continuare cu alte clipuri de ale mele care spune din suflet să vă placă și acelea. Eu vă păcesc extrem, ca de fiecare dată, și ne vedem curând, dragilor, în următorul clip. Mm-mm-mm.